lost in a dream, and you're afraid to take a chance. Don't give up, make a wish, and you will find a true romance. There is always someone, a heart as big as the sky, but you know nothing can be done unless you give it one more try. Let it shine. Love is everything, it's all you have to give. Let it shine. Don't let it slip away. Let it shine. It's all you have to do, make your dreams come true. Let it shine. Love will always find a way. All the stars in the night, they are showing you the way. Just believe and you will see, love is not that far away. There is always someone, a heart as big as the sky, but you know nothing can be done unless you give it one more try. Let it shine. Don't let it slip away. Let it shine. It's all you have to do, make your dreams come true. Let it shine. Love will always find a way. Let it shine. Don't tear your world apart. Let it shine. Let the music in your heart. Let the music in your heart. Let it shine. Let it shine. Love is everything, it's all you have to give. Let it shine. Let it shine. Don't let slip away, let it shine. It's all you have to do, make your dreams come true. Let it shine. Love will always find a way. Let it shine. Let it shine. The edge, let's see if I know the ledge. Bună seara, doamnelor și domnilor, salut băie și fete! Iată că ne regăsim încă o dată la o nouă ediție a emisiunii Urbaniac. Ca întotdeauna, eu sunt gazda dumneavoastră, Cătălin, iar astăzi, în această seară, ne va încânta cu prezența un invitat deosebit. Este vorba de Cristian Prăjescu. Cu siguranță toți romașcanii știu despre cine este vorba. În schimb, o mică parte dintre voi va trebui să faceți cunoștință cu dumnealui. Cristi, o mică autobiografie. De fapt, în primul rând, bine te-am găsit și bine ne-am revăzut. Bună seara și bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu din nou alături de voi. Să încep cu autobiografia. Numele meu este Cristian Prăjescu, am 19 ani. În momentul de față sunt student la conservator la Facultatea de Compoziție Jazz Muzică Ușoară. Îmi cam place muzica foarte tare și sper să reușesc să fac o carieră din asta și muncesc cât pot de mult pentru visul meu. Eu sunt convins, Cristi, că tu ești un meloman înrăit. În schimb, sunt convins că telespectatorii ar vrea să știe mai multe despre începuturile tale muzicale. Cum a pornit totul? De unde această pasiune pentru muzică în general? De fiecare dată îmi place să povestesc despre asta. Și nouă, de fiecare dată ne place să te ascultăm. Păi, nu știu, de mic am cântam prin casă. Când era muzică la televizor, eram și eu acolo în față și cântam. Ești genul de om care ținea para de duș pe post de microfon? Da, sau telecomanda, în funcție de ce prindeam. Ideea e că pe la 6 ani, nu știu, copil fiind, am zis un lucru fără să îl gândesc prea mult și am spus părinților, vreau să fac pian. Și părinții au luat-o de bună, m-au dus la școala de muzică și când am ajuns la școala de muzică am zis că vreau să fac vioară. Am făcut vioară 8 ani, între timp am făcut și chitară, puțin mai mult din pasiune. La un moment dat am ajuns să fiu și eu un rocker și
Am cântat multă vreme la chitară. După am descoperit și partea vocală. Am început să mă pregătesc pe latura asta, cred că pe la începutul clasei a noua. Apoi mi-am dat seama că acolo chiar mă descurc, dat fiind pentru că de fiecare dată când cântam și era un om care avea habar de muzică, îmi spunea: tu chiar ai talent, băi, tu poți să faci ceva cu asta, și eu am luat lucrurile de bune. Cu alte cuvinte, primeai un feedback, pozitiv de la toți cei care te ascultau. Da. Da, de fiecare dată, și am zis că ok, trebuie să mă axez pe chestia asta. Am făcut canto și în roman, am făcut și la Iași o perioadă 2 ani. Acum fac în prezent în București și prin clasa 10-a m-am decis eu că vreau să dau la conservator. Părinții mei când au auzit, au zis: să vedem, stai să vezi cum evoluează lucrurile. Între timp s-au convins și ei că asta era menit să fac. Și în prezent sunt student la conservator, trec în anul 2. Foarte frumos, dar o să vorbim de asta peste 5 minute, mai încolo. Momentan vreau să te întreb și să faci, de fapt, fă referire, te rog, la experiențele tale de la Roman și de la Iași. Tocmai adineauri ne-ai confirmat faptul că te-ai antrenat extraordinar de mult la asociațiile culturale din Roman, dacă nu mă înșel, și da, la cele din Iași. Haide să amintim așa în mare, să trasăm câteva idei generale și să ne povestești cum a fost, frate, să evoluezi în lumea muzicii. Nu e ușor, să știi că la un moment dat trebuie să-ți dai seama când stagnezi. Și asta a fost un pas destul de greu pe care l-am făcut când a trebuit să mă mut cu studiile de canto din Roman la Iași. Pentru că atât am reușit. La un moment dat am ajuns într-un punct în care efectiv stagnam. Și din contră chiar regresam, pentru că era vorba de o tehnică care nu era foarte sănătoasă pentru vocea mea, nu prea înțelegeam eu ce se întâmplă cu curzile vocale și lucruri de genul ăsta, și am zis: hai să facem un pas, să încercăm, să vedem dacă lucrurile vor fi mai bune. Am mers la ea și am făcut timp de 2 ani, am văzut progrese mari și bineînțeles, când a venit momentul să mă mut la București, nu mai aveam cum să... nu mai permiteam să fac naveta București-Iași. Plus că și în București sunt foarte mulți profesori de canto foarte buni și în momentul de față pot să zic cu mâna pe inimă că fac canto cu un om profesionist care m-a învățat să înțeleg ce se întâmplă cu vocea mea, să înțeleg ce trebuie să fac, cum trebuie să respir, cum trebuie să scot sunetul și tot felul de detalii tehnice, să zicem. Ok, dar detaliile astea tehnice pe care tocmai le-ai amintit, nu ți-au fost insuflate și de către profesorii din Roman? Nu la modul ăsta, dar eu oricum nu pot să condamn ceea ce a fost aici, pentru că a fost începutul carierei mele, în ghilimele carieră, pentru că mai am foarte mult de muncit și am învățat foarte multe lucruri și de aici. Aici am descoperit ce înseamnă muzicalitatea, ce înseamnă o trăire, ce înseamnă să pui suflet în ceea ce faci. Însă, știi cum e, sunt profesori de la care poți să înveți doar atât. Mai mult poți să înveți de la altcineva. Apropo, da, îmi cer scuze că te întrerup, ai amintit o chestie foarte interesantă. Vorbeai de pus suflet atunci când faci muzică și atunci când asculți muzică. Lumea nu înțelege conceptul ăsta. Oamenii în general ascultă muzica ca pe un obiect, ca pe un stimul care le excită senzorii auditivi, hai să zicem. Da. Nu foarte multă lume știe, în schimb, asemenea actorilor care și intră în rol, și artiștii muzicieni trebuie să pună suflet, ceea ce ai amintit tu. Există o stare de flow, cum s-ar spune, a artiștilor. Bine, acum nu o spun ca o jignire, însă majoritatea oamenilor ascultă muzica superficial, adică nu o să întâlnești niciodată un meloman, să zicem, care n-are habar ce în spatele unei piese, să analizeze, uite, aici a fost un contrapunct sau aici a fost nu știu ce termen muzical, nu pot să-i folosesc acum că nu înțelege nimeni. Dar până la urmă, știi cum e, noi lor trebuie să le transmitem chestia asta și noi trebuie să-i facem pe ei să înțeleagă că muzica e mai mult de atât. Cu alte cuvinte, un artist trebuie să se adapteze ascultătorului.
Nu neapărat, dar un artist trebuie să fie un mesager și dacă ești un mesager bun, să știi că poți să atragi publicul chiar dacă el nu a îmbrățișat genul respectiv de muzică. Am înțeles perfect. Cristian, tu ai participat la nenumărate concursuri. Sunt atât de multe încât timpul emisiunii nu ne permite să le amintim pe toate. Să le menționez pe toate, nici nu le mai știu pe toate. Așa că o să te rog să le amintim pe cele mai importante și să discutăm în mare despre ele. Ce ai făcut acolo, cum ai ajuns acolo, cu ce premiu te-ai întors de acolo și cel mai important lucru, cu ce ai rămas tu din experiența, în urma experiențelor respective. Păi, din punct de vedere festivalier, cred că au fost câteva festivaluri mai mari, internaționale. A fost George Grigoriu de la Brăila, unde am reușit să iau premiul 3 atunci. A mai fost festivalul Dan Spătaru, festivalul Amara, care acum a ajuns la 49-a ediție și poate lumea nu știe, dar trofeul a fost câștigat anul ăsta de Sebastian Tudor, tot un romașcan de-a nostru. Felicitări, apropo, lui Sebastian. Da, și eu l-am felicitat, l-am sunat, am fost foarte entuziasmat să văd că a reușit să facă performanța asta. Ce pot să zic, rămâi cu o experiență plăcută. Am cântat cu muzicieni profesioniști, a trebuit să cântăm piese românești pe care majoritatea oamenilor nu le mai știe. Le evită. De ce artiștii români evită piesele românești? Bine, acum, dacă stai să te uiți, sunt în momentul învechite. De față, da, dar în momentul de față majoritatea artiștilor preiau refrene vechi de 20, 30, 40 de ani și le adaptează la muzica actuală. Nu pot să zic că e greșit, nu pot să zic că e bine, însă n-ai cum să compari ceea ce se produce astăzi, adică preluarea unui refren, cum a fost, nu știu, sau cel puțin cum e ultima piesă Deli, nu poți să o compari cu originala. Perfect. Și lumea ar trebui să, chiar dacă e muzică veche, ar trebui să știe, să aprecieze. Totuși, această tehnică pe care tu ai amintit-o este folosită foarte mult de artiștii din state. Spre exemplu, așa, muzica hip-hop se folosește sampling-ul, se iau pasaje întregi instrumentale din piese mai vechi, se reproduc versuri, se folosesc interpolări, se reproduc pasaje de instrumentație întregi. Iar artiștii respectivi argumentează, ei nu consideră o furăciune, să-i spunem așa, în adevăratul sens al cuvântului. Ei spun că aduc spiritul de acum 30, 40, 50 de ani, îl aduc în contemporan prin muzica pe care o creează doar pe jumătate, folosind o influență din trecut. Da, asta așa e. Bine, tehnica asta văd că a ajuns un pic cam târziu la noi. Dar, uite, un exemplu foarte bun e piesa lui Eminem, Sing for the Moment, care are cap de refren piesa de la Aerosmith, Dream On, și într-adevăr acolo se vede că a fost lucrată de niște oameni profesioniști, niște oameni care au știut cum să, vorba ta, să aducă muzica de acum 30-40 de ani în actualitate și să facă lumea să vibreze în continuare la ea. Însă la noi, nu știu, asta e opinia mea, părerea mea umilă, e puțin chicios. Mai și cuvântul chici îl aveam pe limbă, crede-mă. Da. N-am vrut să-l spun, te-am lăsat pe tine să faci. Eu mi-asum tot ce spun, asta e părerea mea, dar lumea în România ar trebui să înțeleagă că muzica trebuie făcută mai cu suflet și mai puțin pentru radio și bani și hai ca să avem vânzări, să avem vizionări. Uite, am stat de vorbă cu un artist mai puțin cunoscut, nu foarte de succes, în schimb foarte sufletist. Și îmi spunea următoarea chestie. Băi frate, când făceam muzică pe gustul meu, exact cum o simțeam, aveam o bază stabilă de fani care mă apreciau și iar unii dintre ei mă vedeau chiar ca pe un Dumnezeu, cu ghilimele să spun. În schimb, când am încercat să trec pe muzică comercială și să-mi forțez intelectul și spiritul pentru a face ceva care să aibă intrare la radio, ceva care să genereze un profit, am dat-o de gard, cu alte cuvinte. Da. Am dat cu bâta în baltă, nu mi-a ieșit absolut nimic pentru că nu am fost eu acela care asta contează foarte mult.
de ce artiștii din România sunt artiști cu potențial enorm? Sunt artiști care simt, exact, care fac muzică din suflet, din inimă, cum spuneai tu, Adinaur, da, care își transpun spiritul în piesele pe care le creează. De ce totuși ei încearcă să, nu știu, la un moment dat, cu riscul de a deveni falși, încearcă să străpungă această barieră a limitelor impuse de posturile TV, de radiouri și de mari organizatori de evenimente? De ce încearcă să devină comercial când ei de fapt nu sunt așa? Pentru că se gândesc probabil că vin mai mulți bani din lucrul ăsta. Unii chiar sunt obsedați de ideea asta de faimă, pentru că la noi se promovează și visul american și preluăm toate lucrurile de genul ăsta de la ei. Însă muzica nu e neapărat despre faimă. Într-adevăr, să știi că am ajuns și eu la concluzia, cum ai spus de artistul ăsta, artistul acesta, pardon, cu care ai vorbit tu, mai puțin cunoscut. E foarte ok să ai o bază mică de fan, de oameni care te urmăresc, care te apreciază munca, pentru că până la urmă asta înseamnă muzica, să reușești un om să faci să vibreze la mesajul respectiv, să-l faci să înțeleagă și să se bucure de chestia asta. În schimb, la comercială trebuie să ai acel ceva, trebuie să ai ceva care să devină viral, trebuie să ai o chestie care să, știi cum e, se formează ca un pitic pe creier. Și ai ascultat de 2-3 ori piesa aia și după aia o fredonezi toată ziua. Totuși acel ceva de care vorbești e superficial și efemer. Nu va ține exact, o veșnicie. Exact. Păi dă-mi un exemplu de o piesă de acum 2 veri. Nu mai trebuie. Creierul mi este gol. Nu pot să spun. Nu, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni. Cristian, am un cuvânt pentru tine. Eurovision. Tu dezvoltă-l. Da, Eurovision, sau cum spunea domnul Moculescu, Eurovisionea. Eurovisionul a fost un pas important în dezvoltarea mea artistică și sunt sigur că mă voi mai întâlni cu el, pentru că îmi place conceptul de Eurovision. M-a ajutat să descopăr câteva secrete ale industriei atunci, în 2013, când am participat prima dată și aveam doar 16 ani, m-a călit puțin, iar acum am descoperit și mai multe lucruri și mai multe, nu știu cum să spun, mai multe lucruri necunoscute, mai multe secrete, pentru că am lucrat cu alți oameni, cu oameni care sunt de 10-20 de ani în industria asta și știu cum să compună o piesă astfel încât să prindă. Pentru că și la Eurovision tot pe ideea asta se merge. Să ai un refren care să aibă ceva, să o fie sclipire. Catchy, vorba aia. Da. Toată lumea trebuie să fie da. Catchy și toate piesele trebuie să fie catchy. Cristian, tocmai ai vorbit de secrete de culise. Ne poți divulga două mici secrete, unul pozitiv și unul mai puțin pozitiv? Un secret pozitiv. Adică, nu știu, un secret care pe tine personal te-a ajutat în evoluția ta muzicală. Unul micuț. Nu e neapărat un secret, dar foarte multă lume neglijează chestia asta. Deci dacă tu îți dorești să faci ceva cu adevărat și visezi și muncești pentru lucrul ăsta, într-o bună zi se va întâmpla. Iar un secret negativ este că în domeniul ăsta trebuie să faci foarte multe, foarte multe sacrificii, dacă îți dorești, uite cum e pe plan comercial, să ai faimă și succes. Însă eu sunt pregătit și compromisuri foarte multe, însă eu am o barieră pe care mi-am stabilit-o deja. Până la un punct pot să zic că renunț la niște lucruri, fac niște sacrificii, dar până aici, să calc pe personalitatea și caracterul meu și să... Da, într-un final e vorba de demnitate. Nu e. Eu am mai spus în nenumărate rânduri, lumea confundă principiile cu demnitatea și cu ideile preconcepute. Una este să ai o idee preconcepută preluată de, eu știu, o terță persoană, fără să o verifici personal, fără să o experimentezi și tu să ieși cu pieptul înainte, domnule, că așa e, că a zis cu tare. Da, da, da. Una este să ai un principiu și una este să ai demnitate. La un moment dat, demnitatea se confundă cu principiu, într-o oarecare măsură. Și eu îi apreciez enorm pe oamenii care
Cu toate că în viața de zi cu zi nu ar trebui să-ți impui limite. Trebuie să fii limitless, să experimentezi aproape tot. În schimb, există anumite direcții total greșite din start. Tu dacă nu spui o limită la cărarea respectivă, dacă nu sapi un șant sau nu construiești un zid, este posibil să te îndrepți chiar spre autodistrugere. Da, și cazi în prăpastie. The edge, let's see if I know the ledge. Ești frumoasă, ești a mea. Și așa vei fi mereu. Chiar din prima zi am fost un suflet tu și eu. Pentru tine aș face orice. Aș da viața mea de vrei. Când privesc în ochii tăi, mă regăsesc în ei. Cât de frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ar fi prima oară. Azi toată ființa mea te cheamă. Locul tău e în viața mea. Cât de frumoasă ești astă seară, ți-o spun deși nu e prima oară. Mă-nalți cu tine peste ceruri, te simt în mii de feluri și te doresc mereu mai mult. Știu că nimeni și nimic nu ne poate despărți. Tu rămâi minunea mea de fiecare zi. Cât de frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ar fi prima oară. Toată ființa mea te cheamă, locul tău e în viața mea. Cât de frumoasă ești astă seară, ți-o spun deși nu e prima oară. Mă-nalți cu tine peste ceruri, te simt în mii de feluri și te doresc mereu mai mult. Mă-nalți cu tine peste ceruri, te simt. Cristian Prăjescu, România. The edge, let's see if I know the ledge. Cristi, timpul acordat acestei emisiuni se apropie de final și o să încercăm să comprimăm discuțiile următoare în câteva minute. Vreau să te întreb cum e viața în București. Recent, de fapt, de aproximativ 2 ani de zile te-ai mutat la București și ești în anul 2 la conservator.
Viața la București este una frumoasă, e o agitație pe care pe mine sincer mă încarcă pozitiv, cu multă energie. E o diversitate foarte mare, atât culturală, cât și de divertisment și tot tacămul de lucruri, însă e o lume destul de grea acolo, pentru că e ca o junglă. Toată lumea e pe cont propriu, fiecare are interesul lui și îl urmează fără nicio problemă și, cum am vorbit, sunt unii oameni care ajung să, vorba aia, calce pe cadavre. Eu n-am să las lucrurile astea să se întâmple, cel puțin pentru mine. Eu știu care îmi e drumul, știu ce trebuie să fac și am să încerc să mă feresc cât mai mult de oamenii de genul. Am înțeles, pe lângă faptul că tu înveți la conservator, sunt convins că mai ai intrare și pe la anumite studiouri de înregistrări. Ai și o trupă momentan, da. Faci parte dintr-o trupă. Știu că înainte să filmăm acest interviu mi-ai spus că unul dintre membri a părăsit trupa din cauza unor probleme personale. Haideți să vorbim puțin despre trupa voastră și despre viața asta de studio, cu înregistrări, cu compoziții, cu toate chestia asta așa. E un tablou foarte mișto pe care lumea trebuie să-l vadă. Trupa noastră, proiectul a fost gândit acum câțiva ani de Cristi Faur, care e producătorul nostru. Și singurul impediment pentru noi a fost că nu eram în București. În momentul în care am ajuns în București, Cristi a mai ascultat 1, 2, 3 colegi din festivaluri și a zis: uite, îmi place asta, hai să facem trupa. Și noi am fost de acord. Inițial nu era vorba despre participare la Eurovision, însă Cristi a avut o piesă care a gândit-o pentru Eurovision și a zis: băi, eu cred că voi ați face o figură frumoasă cu piesa asta. Haide să încercăm. Am zis să încercăm. Viața de studio e una foarte grea, mai ales când lucrez cu profesioniști și oameni care vor să iasă totul perfect, pentru că, acum fără să mă laud, la noi n-a fost nevoie să punem autotune și Melodyne pe înregistrări și a fost destul de greu, pentru că e vorba de armonizat 4 voci. Fiecare cântă un lucru diferit și a trebuit să stăm puțin. Și viața de studio nu e, cel puțin asta e părerea mea, ce am experimentat eu până acum, ce am trăit eu în studio. Nu e ca și atunci când cânți în fața unui om, în fața unui public, atunci e o altă stare, e o stare de flow. Când ești în studio nu transmiți la fel de mult și durează până reușești să intri în starea respectivă, dar per total e o muncă frumoasă și necesară în ziua de azi. Am înțeles, ai amintit de autotune și Melodyne. Nu foarte multă lume știe, dar există nenumărați artiști de o anvergură deosebită care își corectează vocile. Eu nu i-aș numi artiști, să știi, pentru că... Bine, artiști cu ghilimele. Cel puțin așa, da. Sunt văzuți în ochii telespectatorilor, în ochii publicului în general. Da, autotune-ul ăsta, pentru cine nu știe, e un program care te face să cânți, chiar dacă falsezi, cu muzica. Exact. Da. Da, și e o problemă foarte mare. El a apărut, nu mai știu, prin anii 80-90, pentru că sunt chiar și un cântăresc de top, mai are momente în care are mici scăpări, dar sunt foarte mici, nu se compară cu ce probleme sunt în ziua de astăzi, pentru că... Nu știu dacă multă lume știe, sunt artiști, în ghilimele, la noi, care în studio sună foarte mișto, mamă ce mișto cântă tipa, nu știu ce, și când o auzi live te sperii. Autotune, în general, Antares Autotune, au apărut ca niște racuri fizice, exact, da. Hardware, care erau folosite de către mari artiști, erau foarte scumpe la început, când ai amintit tu că au apărut, da, prin anii 80. Erau folosite de mari artiști pentru a le aplica anumite corecturi, exact, minuscule la voce. În schimb, artiștii din ziua de azi au preluat acest concept. Niște băieți deștepți din IT au transpus acele racuri imense și foarte scumpe în programe de calculator, da, care poate fi downloadat gratis. Bine, programul se cumpără, da. Se cumpără în mod normal, da. Exact, da. Cu tehnologia din ziua de azi, cu toate site-urile de torenți, oricine îl poate avea instalat pe calculatorul personal. Și oricine
poate cânta, se poate cuantiza, își poate pune vocalele, consoanele, silabele, cuvintele pe ritm. Ulterior poate aplica Melodyne sau Antares sau Autotune și toată treaba iese minunat. Atâta timp cât arăți bine, atâta timp cât ești mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, atâta timp cât ai o coafură și, și un machiaj țiplă, ca să-i zicem simplu pe românește, ajutorul autotune-ului și al Melodyne-ului și al unui inginer de sunet foarte experimentat care poate face din rahat bici să pocnească, toată treaba e faină, toată lumea e fericită, banii curg, concertele există și uite așa am mai creat un artist de anvergură națională care de fapt nu prea are nicio legătură cu muzica. Pot să folosesc un termen din chiar te rog. Industrie. Noi avem o expresie pentru cei care, pentru artiști de genul ăsta sau oamenii care nu au treabă cu muzica, dar ei se consideră artiști. Ei sunt niște văcari care cărora li s-a băgat în cap că poate să facă treaba asta și nu, ei distrug ce înseamnă muzica și nu. Problema e, știi, că și oamenii acceptă. Muzica nu mai e privită ca o artă în ziua de astăzi. Muzica e privită ca un divertisment. Ca un produs. Trebuie să te facă să te simți bine, trebuie să te facă să dansezi. Exact. Da. Vreau să, dacă ne permite colegul nostru, Adi Cameraman, o să încercăm să prelungim timpul de emisie a acestei emisiuni și vreau să facem o comparație între creativitate și teorie muzicală. De fapt, nu e o comparație, e o antiteză. Da, e o diferență între cele două. Teoria muzicală te ajută să înțelegi foarte bine fenomenul muzical, chiar dacă ceea ce se învață și încă se învață în toată lumea este teoria clasică a muzicii, pentru că aia e cea mai concretă. Atunci așa au reușit să transpună ei toate ideile muzicale și toate conceptele, astfel încât să le înțeleagă un student. Acum, creativitatea, în schimb, era și în perioada respectivă, doar că era pe anumite tipare. În ziua de astăzi e altceva. Adică nu există limite. Există totuși niște limite, niște restricții, pentru că nu poți să o iei razna și să spui că asta e o capodoperă muzicală. Cum, din păcate, se întâmplă, pentru că a apărut muzica contemporană pe care eu pe partitură numărul pi. Și te întreb ce Dumnezeu înseamnă chestia aia. Dar, mă rog, aia e altă treabă. Creativitatea s-a manifestat foarte mult în muzica populară, muzica pop, când au apărut bluesul și jazzul, jazzul fiind genul muzical cel mai creativ. Acolo e pe improvizație, totul bazat pe... Poți să faci orice, nu există limite și nu există... Și nu există bariere de alea, n-ai voie să teoretice. Faci asta, e interzis, cum e exact. În armonia clasică, sunt niște relații interzise. În jazz nu mai e așa ceva. Și în muzica din ziua noastră nu mai e așa ceva. Totuși, tu vorbeai din aur de faptul că muzica din ziua de azi nu mai e la fel de complexă ca cea din trecut. Chiar ai amintit acum două minute lucrul acesta. Eu nu țin să te contrazic, dar vreau să deschidem un alt mini-subiect. Există curentul ăsta minimalist. Acum, de 20 de ani încoace maxim, să spun. Și curentul ăsta... La un moment dat a intrat și în muzica electronică, și în muzica comercială, și în muzica mainstream, și în muzica hip-hop, și în soul, și în blues, și în jazz, și în absolut toate genurile muzicale, chiar și în rock, aș putea spune. Există anumiți oameni care, fără să cunoască prea multă teorie muzicală, creează niște capodopere, chiar dacă nu sunt la fel de complexe, dar prin muzica pe care o creează ei reușesc să transmită aceeași stare ascultătorului. Bine, să știi că pentru a compune o piesă n-ai nevoie de teorie muzicală. Spiritul de compozitor ori îl ai, ori nu-l ai. Deci asta e altceva. Și nu zice nimeni, uite, toate hiturile din ultimii 50-60 de ani au fost pe 4 acorduri. Mă refer la hiturile foarte mari, cum e, uite, a fost Let It Be de la Beatles, tot pe 4 acorduri a fost. Însă contează cum faci lucrul ăsta. La noi se face totul foarte superficial, de la mesajul piesei până la interpretare și text și etc. Însă dacă tu reușești să construiești, de exemplu, o linie melodică, să o transmiți cum trebuie și cu un mesaj
de sine stătător și ceva vibrant, totul e foarte ok. Și da, într-adevăr, ies capodopere. Am observat că artiștii români nu simt. Asta atunci, în momentul în care interpretează o piesă, nu se lasă pradă stării. Ei, practic, trebuie, punctul meu de vedere, subiectiv, ei trebuie, artistul respectiv trebuie să fie doar o unealtă a spiritului creativ care curge prin el. Nu așa trebuie este să-l blocheze. Nu trebuie să fie superficial, vorba ta, și artificial în același timp. În general, artiștii românii repetă foarte mult în fața oglinzii până le iese pasajul la muzical perfect, pa, 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 nota cu tare, ritmica e bună, aia e bună, iese perfect. Nu, în schimb, nu pun sufletul ăla, nu lasă spiritul creativ să treacă prin ei și să lucreze prin ei, să funcționeze prin ei. Acum, repetat în oglindă nu e o problemă. Bine, e am și dat un exemplu stupid, da, ca să dar arăt problema un punct e de vedere. Că la noi nu se mai axează lumea pe ce înseamnă muzică. Trebuie să ai show. Deci, ca să ai succes în ziua de azi, îți garantez, și la toate show-urile astea de televiziune, cum e X Factor, Vocea României, să zicem, trebuie să faci show. Vocea poți să o lași în planul 2. Dar poți să faci show și dând din da, posterior. Fără da, să mai cânti, să show, poate să cânte CD-ul din spatele tău. Păi asta se întâmplă în ziua de astăzi, dar poți să faci show, uite, Michael Bublé face show fără să vezi că se aruncă și face nu știu ce. Efectiv, el reușește să transmită și să fie el însuși pe scenă. Asta înseamnă să fii artist și lumea confunde ideea asta de show cu efecte vizuale, tot felul de lucruri. Show poți să faci cu un singur reflector pe tine. Dacă tu reușești să transmiți ceea ce vrei, ce mesajul pe care îl are piesa respectivă, poți să o faci liniștit și cu un reflector. Am înțeles perfect, Cristi. O ultimă întrebare. Care sunt planurile tale pentru viitorul apropiat? Să studiez și mai mult. Și nu știu, să încerc în continuare să fac o carieră. Nu, eu nu mai visez la faimă națională, internațională, dar vreau ca lumea atunci când mă vede la televizor sau aude numele meu să-l asocieze cu un om care face muzică de calitate, din suflet și care vrea să transmită oamenilor lucrul ăsta. Am înțeles perfect. Domnilor și domnilor, am stat de vorbă cu Cristian Prăjescu, un binecunoscut interpret, artist, muzician, romașcan. După cum a spus și Cristi, încercați să fiți mai puțin artificiali, încercați să fiți mai sufletiști, să lăsați spiritul creativ să lucreze prin intermediul vostru. Și chestia asta nu se poate rezuma doar la muzică, ci în toate aspectele vieții. Acestea fiind spuse, vă dorim o seară minunată. La revedere! La revedere. The edge, let's see if I know the ledge. Vorbește lumea că strângar, dar nu-i deloc adevărat. De când te-am cunoscut pe tine, sunt cel mai liniștit băiat. Chiar dacă am fost cândva strângar, mărturisesc, îmi pare rău. Am tot umblat, hai cui, prin viață, dar m-am schimbat de dragul tău. Sunt cel mai cuminte de pe pământ, de azi înainte. Și în tot ce spun, și în tot ce fac, un lucru vreau să-ți fiu pe plan. Vorbește lumea că strângar, dar nu-i deloc adevărat. De când te-am cunoscut pe tine, sunt cel mai liniștit băiat. De pe pământ,
în tot ce spun și în tot ce fac. Un lucru vreau, să-ți fiu pe plac. Vorbește lumea că strecar, dar nu-i deloc adevărat. De când te-am cunoscut pe tine, sunt cel mai liniștit băiat. Sunt cel mai liniștit băiat.